Invitatul episodului de astăzi, Artfel de Jurnal, este scriitorul Mircea Cărtărescu. Am vorbit dânsul din București, eu din sufrageria mea de acasă, din München, despre referințele la operele de artă, la artiști și nu numai, din scrierile sale. Punctul de plecare este recentul volum Theodorus. Luna trecută, domnul Cărtărescu, am văzut expoziția lui Victor Brauner de la Timișoara și cazul Brauner este bine cunoscut nu numai în istoria artei, ci și în literatură, datorită lui Ernesto Sabato și volumelor sale Abaddon Exterminatorul și despre eroi și morminte. De ce amintesc despre Victor Brauner? Pentru că în volumul dumneavoastră recent, în Theodoros, care știți foarte bine mă fascinează, părerea mea este abordată și o temă foarte importantă, cea a liberului arbitru. Victor Brauner, foarte scurt, și-a pictat acel autoportret în 1931. În 1938 are loc accidentul în care își pierde exact ochiul ca în portret. De aceea, întrebarea mea, cât de liber e Theodoros sau cât de liber suntem noi în desfășurătorul vieții noastre? În Theodoros spun arhanghelii, dar n-am îngăduit să pieri atunci că tu aveai altă soartă. Contează foarte mult la ce nivel purtăm discuția, pentru că dacă discutăm la nivelul legii a doua a termodinamicii, niciunul dintre noi nu avem niciun fel de grad de libertate. Și conform fizicii, conform legilor naturii, conform legilor fizicii cuantice și așa mai departe, noi fiind o parte din lumea materială, suntem pur și simplu închiși în ea, asemenea unei insecte într-o boabă de chihlimbar. Orice gând, orice intenție, orice mișcare pe care am vrea să o facem este predeterminată într-un fel. Dar vorbind pe un alt plan, pe un plan etic sau pe un plan spiritual, mai general vorbind, fără îndoială că avem toată libertatea pe care ne-o dorim. Libertatea nu este un concept eminamente benefic pentru noi. Libertatea cere sacrificii. Libertate nu înseamnă nici confort personal, nu înseamnă nici o viață frumoasă, nu înseamnă nici realizarea dorințelor tale. Libertate înseamnă a fi demn ca ființă omenească, a trăi ca ființă omenească între alte ființe omenești, cu cea mai mare generozitate, empatie, nevoie de împlinire personală. Eu cu aceste lucruri asociez libertatea și este motivul pentru care o prețuiesc și eu, și ca om, și ca artist, mai mult decât orice pe lume. Iar în privința lui Victor Brauner, un pictor surrealist pe care și eu îl iubesc foarte tare, mai ales că e de-al nostru, ca să zicem așa, ar spune că este un risc în a fi profet. Profeția se plătește de foarte multe ori. Știm foarte bine din Biblie, mai ales, că cei mai mulți profeți nu și-au dorit să fie profeți. Dimpotrivă, au fugit de misiunea lor. Asemenea lui Iona, care a fugit de Dumnezeu în momentul în care acesta l-a trimis să predice în Ninive. De asemenea, Moise însuși nu a vrut să devină marele îndrumător și conducător al poporului evreu, ci dimpotrivă i-a spus lui Dumnezeu, trimite pe altcineva. Prin urmare, a fi profet înseamnă și o putere extraordinară asupra ta însuți, în primul rând, și asupra semenilor tăi, dar înseamnă și, condamnare personală. Prin asta, destinul profetului este tragic întotdeauna. De aceea nu mă miră că Victor Brauner, care ca orice mare artist, să spunem așa, are ceva din darul profeției, iată că ea s-a întors ca un bumerang împotriva lui. Eu sunt absolut convins, într-un fel poate ciudat, că dacă n-ar fi pictat tabloul cu profeția respectivă, cu acel ochi scurs, nici nu i s-ar fi întâmplat. Sunt foarte, foarte multe referințe la artă, la opere de artă, la artiști, la Michelangeli, la Raffaelli. Există de asemenea și personajul Sisoe,
zugravul de subțire, nu? Zugravul de subțire care a pictat pe pânzele corăbilor. Și acum aș vrea doar acum să citesc un mic fragment. Nu mai era corabie în tot cuprinsul mărilor grecești care să nu înalțe pânze cu măiastrele zugrăveli ale lui Sisoe. Fecioara și prungul, Leda și lebădoiul, Suzana și bătrânii, bătălia de la Isos, capete făcute doar din legume sau trupurile despuiate ale soțiilor de capitani și armatori, încât tot arhipelagul devenise pinacotecă. Ce imagine extraordinară! Care este relația între arta, bineînțeles, arta vizuală și literatura dumneavoastră? Eu întotdeauna am fost un foarte mare, cum să-i spun, privitor, consumator de artă clasică, în primul rând. Mai toate scrierile mele sunt aluzii la pictorii pe care eu îi iubesc. De pildă, tot romanul Orbitor este construit în jurul enigmaticului Desiderio Monsu, unul dintre cei mai strani pictori, de fapt un cuplu de pictori, pentru că erau doi care semnau cu acest nume și picturile lor nu seamănă cu nimic din tot ce poți întâlni în pictură. În pictura secolului lor, secolul al XVIII-lea sau în pictura universală. Aveau o manieră de a picta și subiecte pe care le pictau absolut abstruse, aș spune eu. În primul rând, peisaje inexistente, clădiri fantastice, închisori fantastice, pe care ei și le imaginau. Într-un fel, ei ar putea fi văzut ca un fel de profeți, ca să continuăm discuția, care au prevăzut într-un fel arta metafizică a lui Giorgio de Chirico și a altor italieni. În mai toate cărțile mele am inserat, numindu-le sau nenumindu-le, opere de artă. De pildă, în Teodoros, bătăliile pe care eu le înfățișez sunt unele dintre ele copii fidele ale marilor bătălii din istoria artelor. De pildă, faimoasa luptă pentru steag a lui Leonardo da Vinci din bătălia de la Anghiari, dacă nu mă înșel. Am descris această pictură ce a rămas din ea, că ea s-a topit, după cum știți, pe peretele unei mănăstiri, dar au rămas cartoanele. Gest cu gest, moment cu moment și mișcarea coamei cailor și strigătele și gemetele de durere ale celor căzuți și așa mai departe, încât fiecare detaliu din acea pictură există și în pagina respectivă din cartea mea. Cum spuneam, a fost pentru mine o bucurie deosebită, găsesc câte un mic apropo artistic. E o mare plăcere, să inserez citate de toate felurile, alegorii de toate felurile, știu eu, anamorfoze, așa cum făcea Dalí, pe care l-am și pomenit, citate culturale, ca să spun așa, în toate scrierile mele, cu precădere în Teodoros, care este o carte a cărților, cum s-a spus, dar e și o carte a picturii, e și o carte a muzicii, este și o carte a, știu eu, efortului uman pentru ridicarea vieții într-un plan ideal, care este planul artistic. Când am citit Teodoros, am gândit foarte mult și la renumita tapiserie din secolul XV, la Dame à la Licorne, care prezintă cele cinci simțuri. Și exact așa este și cartea. Sunt toate simțurile acolo. E simțul olfactiv, e cel vizual, e și cel tactil și cel auditiv. Ați abordat absolut toate simțurile umane. Orice roman care are pretenția, nu spun că am și reușit, dar care are pretenția de a fi un roman total, în general, vrând nevrând, cu voința expresă a autorului sau pur și simplu lucrând subconștientul acestuia, se referă în general la macrocosmos printr-un microcosmos care corespunde punct cu punct lumii din jurul nostru. Întâlnești într-un astfel de roman toate zonele lumii, toate părțile corpului omenesc, toate astrele, toate, știu eu, mineralele și așa mai departe,
într-un fel de tabele de corespondențe, care nu sunt, cum să spun, mecanic implantate în carte, ci vin în mod natural, vin în mod organic. De pildă, Joyce în Ulise, după cum se știe, a dedicat fiecare capitol câte unui organ al corpului omenesc, celor cinci simțuri și altor organe ale trupului omenesc, pe lângă nenumărate alte corespondențe. Deci el și-a făcut inițial un sinopsis împărțit așa în pătrățele, ca să zic așa, unde spunea capitolul Circe, de pildă, sau capitolul Sirenelor, care corespund poveștii lui Ulise din Antichitate, al lui Homer. Vor cuprinde, de pildă, capitolul Sirenelor, va fi dedicat urechii și muzicii, în general, simțului auditiv și artei care îl reprezintă. La un moment dat, personajul principal, Leopold Bloom, mănâncă la prânz și atunci tot capitolul este dedicat stomacului și funcției digestive. Și veți vedea cum, inserate subtil în discuții obișnuite care se poartă la masă, apar toate elementele traficului digestiv. Este absolut uimitor. Ceva asemănător, oarecum, ar putea fi legat și de Theodoros. Și Theodoros încearcă să fie o enciclopedie, de fapt. De fapt, dacă se poate spune ceva despre această carte, este că ea are un spirit enciclopedic. Încearcă să cuprindă lumea cu tot ceea ce există în lume. Într-o formă care este și romanescă, deci ține și de teorie literară, este și fabuloasă. Romanul poate fi văzut și ca un roman de aventuri, până la urmă, un roman picaresc, în care personajul străbate diferite medii și învață din fiecare experiența sa. Poate fi văzut și ca un roman mistic, ca un roman gnostic, ca un roman de inițiere și ca o poveste etico-religioasă, până la urmă. Foarte mult mi-apare din Theodoros o anumită atmosferă bizantină. Apare foarte des și cuvântul icoană. Există o expresie foarte frumoasă, icoana de aur și de sânge a vieții tale. Ca de obicei, am pornit fără niciun plan, fără niciun fel de cunoaștere a ceea ce avea să devină cartea. Dar în cele din urmă și ea s-a organizat de una singură, așa cum a vrut ea, nu cum am vrut eu neapărat. Fiecare carte trebuie să aibă o substanță. Există cărți contemporane, realiste, care descriu viața de astăzi. Eu n-am vrut să fac un asemenea roman, ci un roman oarecum mai universal, care să poată fi citit oricând și de oricine și, aș spune eu, din orice zonă geografică. Theodoros este o carte esențial sapiențială, adică o carte care se construiește pe scrieri premoderne, cele mai multe dintre ele foarte vechi, adică pe basme și legende românești, pe așa zisele cărți populare, o literatură populară, între ghilimele, care a funcționat în Europa și în Asia de secole întregi, cu, știu eu, Halimaua, adică O mie și una de nopți, cu povestea lui Alexandru Macedon, Alexandria, apoi Biblia. Fără îndoială, Biblia este una dintre cele mai mari surse ale acestei cărți. Eu citesc în fiecare an Biblia în întregime și eu nu am multe pretenții în viață, dar am pretenția că știu Biblia foarte bine și că sunt foarte familiar cu tonul special al versetelor biblice, pe care eu am încercat să le transpun în foarte multe pasaje din această carte și, în primul rând, în cele patru capitole dedicate regelui Solomon și reginei din Sheba. Dar bizantinismul acestei cărți este unul voit, este unul intenționat. Am vrut să fac o carte, cum spunea Iorga, Bizanț după Bizanț. Am vrut să fac o carte legată de disputele religioase ale primelor secole ale creștinismului și apoi de toate conciliile și conclavurile religioase care au dus la schisme și dizidențe și așa mai departe, la disputele în jurul naturii cristice, și ele m-au dus și mai adânc în istoria acestor lucruri, și anume la
vechile, străvechile biserici ale creștinismului răsăritean, cele patru biserici care nu au acceptat Conciliul de la Calcedon, care au rămas oarecum genuine, care au rămas oarecum singurele reprezentante ale creștinismului, să spunem, primitiv, între ghilimele, foarte spiritualizat, și anume Biserica Siriană, Biserica Armenească, Biserica Coptă și Biserica ce apare în Teodoros, și anume Biserica Etiopiană de Bahido. Am preluat câte ceva din fiecare, dar mai ales atmosfera aceasta generală de spiritualitate pe care ți-o dau bisericile în general. Aceste, știu eu, uzine de produs credință, care sunt bisericile. Aceste catedrale pe care eu le-am văzut întotdeauna ca fiind un fel de centre de energie, un fel de centre de energie, inclusiv artistică și poetică. Fiecare centimetru și dinăuntru și uneori și din afara bisericilor este pictat cu scene stranii pe care cine nu cunoaște bine Biblia nu le înțelege. Scene din viața lui Iisus, scene din viața Mariei, deasupra în cupole sunt figurile uriașe ale Pantocratorului, ale lui Dumnezeu, ale heruvimilor și serafimilor. Eu când eram copil nu înțelegeam nimic din toate astea. Prima dată am intrat într-o biserică la botezul surorii mele, când aveam 5 ani, și am rămas cu gura căscată, pentru că interiorul acelei biserici modeste de țară, dintr-un sat din apropierea Bucureștilor, era ceva ce eu nu mai văzusem niciodată. Și probabil că mi-a rămas oarecum și în vise și în subconștient. Și eu am folosit intenționat tot acest imaginar spiritual și mai ales foarte puternic artistic, pentru că m-am gândit că noi nu avem multe lucruri specifice cu care să ieșim în lume. Ca români suntem într-o zonă ingrată, aș spune eu, în privința posibilei noastre notorietăți în lume, în sfera artistică. Și anume, nu suntem nici atât de depărtați de vestici, de occidentali, și nici atât de apropiați încât să fim interesanți pentru ei. Uh-huh. Nu suntem nici exotici, dar nu suntem nici la fel ca ei. Și atunci ce ne rămâne nouă ca să ne impunem în lume? Eu m-am gândit că așa cum scriitorii sud-americani din boom-ul acela din anii 60 și 70 au venit cu realismul magic, adică au venit cu imaginile lor din propria lor viață, pentru ei nu era ceva magic, era pur și simplu realism, cu toate cultele în care vechii zei incași, maiași și așa mai departe se aliau cu noile divinități ale creștinismului și se producea o aculturație acolo, un amestec foarte bizar din care apăreau foarte ciudate ritualuri și imagini și așa mai departe, junglele, parfumul de guiabe, tot ceea ce era absolut lumea aceea metisată de toate felurile, cu care venea Marquez, cu care vine încă Mario Vargas Llosa și atâția alții, Sabato, pe care l-ați amintit, ce putem noi să facem oarecum asemănător? Și eu m-am gândit, și s-ar putea să greșesc, dar am mizat pe asta, că ceea ce este interesant la noi este tocmai această spiritualitate post-bizantină, această imagine de ou pictat a cerurilor noastre, a lumii noastre balcanice, în care avem și noi o bucățică. Eu nu vorbesc despre România niciodată în acest volum, vorbesc mai despre Valahia. M-am considerat întotdeauna un spirit valah. Mama este de lângă București și întotdeauna a vorbit în graiul acesta muntenesc, care este un grai special care mi se pare ciudat. E graiul lui Bolintineanu, de pildă, și altor poeți munteni. Graiul cronicarilor munteni este un grai mai dur decât cel moldovenesc sau decât cel ardelenesc, mai, știu eu, pare mai agramat și mai, știu eu, mai brutal, dar este un grai și are demnitatea lui ca toate celelalte. Eu am încercat să folosesc în această carte
Graiu Muntenesc și alături de el limbajul românesc al secolului al XIX-lea, într-un fel de combinație fantastică pe care am mers în bună parte din acest roman. Și cred că acest fundal poate fi comparat cu tapiseria de care vorbeați, Fecioarei cu licornă. Când citeam despre mama lui Teodoros, Sofiana, așa-i? Ah, aveți o ceașcă Klimt, tot artă. La Viena de curând. Probabil știți, există o pictură renumită, extraordinară, a lui Nicolae Grigorescu din 1872. Se numește Țiganca din Ghergani și Teodoros s-a născut pe domeniile Ghergani. Bineînțeles, Sofiana era grecoaică, însă cumva aveam imaginea aceea. Despre Ghergani a trebuit să vorbesc vrând nevrând pentru că acolo s-a născut Teodoros. Pictura Țiganca din Ghergani a fost cumpărată de Ion Ghica, cel cu scrisoarea, și el a dus acolo. Da, dacă aș fi știut lucrul ăsta, probabil că aș fi inserat încă un personaj în roman, dar habent sua fata libelli, cum se zice, nu trebuia să existe nicio țigancă din Ghergani, în afară de una dintre ele cu care trăia strămoșul lui Ion Ghica, sau nu, chiar părintele lui Ion Ghica. Pare foarte ciudat că am scris pe larg despre Ghergani, despre conacul familiei Ghiculeștilor, fără să am habar de cum arăta. N-am fost niciodată la Ghergani, urmează să mă duc după Paște, acum prima dată. Din câte am înțeles, conacul este în reconstrucție în acest moment și probabil în câtva timp își va arăta frumusețea și potențialul, dar deja am înțeles că se fac mici evenimente acolo. Deci Gherganii mei sunt total ai mei, adică sunt inventați de mine. Eu am imaginat Valahia ca o țară aflată sub zăpezi, un fel de Valhalla, așa cum și Eminescu a făcuse confuzia. Deci o țară sub zăpezi în care toate construcțiile ajung până la urmă îngropate de zăpadă depusă, așa încât doar fumul din hornuri se mai vedea la suprafață. Deci am văzut-o ca pe o țară a ghețurilor, o țară a lui Arcoș Pașa, cum apare într-un capitol, tătar care încearcă să se lupte cu gerul în Valahia. Am urmat o baladă populară reală, existentă, care mie mi-a plăcut foarte tare. Sunt nenumărate locuri în această carte pe care le-am descris în amănunt, fără să le cunosc, fără să fi fost vreodată acolo. Și acest lucru nu mi se întâmplă prima dată, de pildă în poemul Levantul, l-am descris insula Zakynthos cu foarte multe detalii și abia acum câțiva ani am fost în acea insulă și am putut verifica felul în care descrierea mea psihokinetică, să zicem, telekinetică, se potrivește cu realitatea. De asemenea, în Teodoros am descris vreo 20 de insule din arhipelagul grecesc, fără să am decât o imagine oarecum tulbure. Îmi face o imensă bucurie, o imensă plăcere să inventez locuri, personaje, fapte, fie reale, fie fabuloase. Eu nu fac o distinție clară între ele. Mie mi se pare că orice lucru real, dacă îl privești cu atenție, este fantastic și invers. Toate fenomenele, știu eu, mirifice, fantastice, fabuloase, feerice, au stratul lor de realism. Spuneați cândva, domnule Cărtărescu, că arta nu are sens dacă nu-i evadare, dacă nu se naște din disperarea de a fi prizonier. Prizonier în lumea aceasta, prizonier în propriul nostru trup. Ce înseamnă arta pentru dumneavoastră? Vă referiți la o idee din Solenoid, care este o carte gnostică. Este o carte construită pe ideea că suntem prizonieri în lume, că noi suntem, spunea și trupa Polis într-unul dintre cântecele ei, we are spirits in a material world. Suntem spirite într-o lume materială și prin aceasta suntem niște eterni prizonieri, etern străini.
care sunt încarcerați, exact cum spuneți, pe de o parte în propriul lor creier, pe de altă parte în propriul lor trup, pe de altă parte în propria lor lume. Deci avem trei închisori concentrice. La sfârșitul volumului meu de povestiri, Melancolia, am chiar o scriere, un fel de eseu metafizic, care se numește Închisoarea, și în care descriu aceste trei închisori concentrice, din care nu putem avea, apropo de discuția noastră inițială despre liberul arbitru, nu putem avea nicio speranță de a evada vreodată, decât prin har. Dacă ni se acordă acest har, dacă suntem salvați cândva din condiția noastră de etern prizonieri, de eterni supuși celei de-a doua lege a termodinamicii, deci etern supuși legilor acestora materiale care nu ne permit, de fapt, evadarea. Pentru că nu poți evada dintr-o închisoare cu pereți infinit de groși, cum este lumea noastră materială. Poți evada numai ieșind într-o altă dimensiune. De pildă, dacă noi am cu toții pe o coală de hârtie, desenați pe o coală de hârtie în două dimensiuni, evadarea nu s-ar putea produce în aceste două dimensiuni. Deci oriunde am fugi pe această coală de hârtie, am fi tot pe ea. Adică am fi tot în lumea aceea bidimensională. Evadarea s-ar putea produce numai perpendicular pe coală. Dacă am putea să ne înălțăm din planul coalei și să ajungem în a treia dimensiune. La fel, noi suntem aici prizonieri în trei dimensiuni, iar șansa noastră este să găsim acea fabuloasă, fantastică, etern căutată a patra dimensiune. Arta ar putea fi această perpendiculară. Cum găsești această perpendiculară prin care te poți înălța din lumea ta meschină până la urmă? Universul are un infinit de dimensiuni. Ca într-un joc pe computer unde trebuie să găsești cheia și să ieși pe poartă în primul nivel, ajungând în nivelul al doilea. În nivelul al doilea există altă cheie și altă poartă și evadezi în al treilea nivel. Și așa mai departe la infinit. Marin Sorescu are o piesă care se numește Iona, în care Iona, închis în burta balenei, încearcă să scape spintecând pântecul acesteia. Dar iese în altă balenă mai mare, care o înghițise pe prima. Iar a doua este înghițită de a treia și așa mai departe. Deci el spintecă nenumărate burți de balene fără să reușească să iasă. Și atunci își întoarce cuțitul spre propriul său pântec. Soluția, ca să zicem așa, găsită de Iona și de Sorescu, este evadarea în interior, în propria ta adâncime. După cum știți, Teodoros s-a născut în aceeași zi cu mine, în 4 februarie. Se spune că cei mai puțini oameni se nasc în zodia vărsătorului, deci în februarie. De ce 4 februarie? Și eu aș fi vrut să mă fi născut în faimoasa zi a lui Leopold Bloom. Da, din Ulises, care se sărbătorește în fiecare an, în aceeași zi, în toată lumea. Dar soarta a făcut să mă nasc având ca partener celebră numai pe Marilyn Monroe, pe 1 iunie. De ce am ales această zi de 4 februarie pentru nașterea lui Teodoros? Firește că nimeni nu știe când s-a născut Teodoros cu adevărat, cel care a trăit în realitate, nici el probabil că nu știa. Așa încât eu am găsit această dată ca fiind data de naștere reală a unui alt împărat fantasmagoric, și anume împăratul Statelor Unite ale Americii, acel Abraham Norton, care a trăit cu adevărat în San Francisco, a fost un fel de, știu, o personalitate bizară, semi-nebun, semi-excentric, care la un moment dat s-a proclamat împărat al Statelor Unite. El a existat cu adevărat în America și s-a dat mare importanță în epocă, pentru că era un fel de gadget, un fel de mascotă a orașului San Francisco. Ei de acolo se mândreau cu faptul că sunt singurii care au un împărat în toată America.
Și îl iubeau foarte tare și îl cocoloșeau cât puteau. M-am gândit să-l fac geamăn cu Teodoros al meu, pentru că amândoi erau niște împărați falși, niște împărați impostori. Teodoros e și o carte despre impostură și despre impostori. Încât am zis să se nască în aceeași zi și în același an cu geamănul său și fratele său de cruce, Joshua Abraham Norton. Și tot în 4 februarie se mai întâmplă un lucru foarte important. Stă scris, spun special că nu ați scris dumneavoastră, stă scris în Teodoros că sfârșitul lumii va veni în anul Domnului 2041, în ziua de 4 februarie, ce cădea într-o luni. Promiteți-mi, sau haideți să facem o înțelegere, să ne întâlnim în 2041, tot așa, într-un dialog și să vedem ce s-a mai întâmplat. Sper să nu fi fost profet. Sper să nu fi fost ca Victor Brauner și sper ca lumea să meargă mai departe, târâși grăpiși ca de mii de ani încoace și să se mai bucure de viață și copiii noștri și nepoții noștri și toți ceilalți care vor veni după noi. Vă mulțumesc mult de tot, dragă domnule Mircea Cătărescu. Acesta a fost Artfel de Jurnal din această săptămână. Ne revedem curând din Berlin. Până atunci, nu uitați să vedeți frumosul!